Maria Ciobanu? Foarte mult îmi place. Bravo. Foarte mult. Bravo. Corect. O mare legendă a muzicii românești. Corect. Microfonul e pregătit. Mi-ai spus în culise că strângi bani acum dincolo de rată. Strângi bani de microfon? Ăsta n-are... Băi, nu i-a spus cablu. Ăsta n-are cablu. Dați-mi și mie cablu pentru microfon. Iasmin, juriul pregătit. Toată lumea e pregătită. Bunii are lacrimile pregătite. Ți-am adus și cablu. Ia uite. Te rog, trage-l tot și până aici. Hai, te rog. Trage de el! Trage de el! Da, microfoane profesioniste, ce Dumnezeu! Hai, microfonul mai... Crede-mă, conecte, microfoane profi. Trage! Trage! Hai! Pa! Ah. Doamnelor și domnilor! Legenda muzicii românești, Maria Ciobanu! E Maria Ciobanu. E chiar Maria Ciobanu. Bună seara și bine v-am găsit. Negrule! Negru! Profit și eu de ocazia asta pentru că doamna Maria Ciobanu știe părerea mea despre, dar vreau să o mai spun o dată că ea râde de câte ori aude. Știi cum o numesc eu pe doamna Maria Ciobanu? Nu împărăteasă, nu regină. Dar poate să spună ea că știe. Șefa cântărețelor, Maria Ciobanu. Șefa! Știți că mi-a vorbit de dumneavoastră întotdeauna, când am întrebat-o. Mereu, Maria Ciobanu, Maria... Uitați-vă la lacrimile ei. Bravo. Uitați-vă în ochii ei. Maria Bravo, Ciobanu, Yasmin. Maria Ciobanu. Iacă-te, am o propunere pentru dumneavoastră, doamnă, domnișoară. Te-ai gândit vreodată în viața ta că o să ajungi să cânți cu Maria Ciobanu pe scenă? Nu. Fii atentă. Fetelor, măcar, ascultați-mă. Mama, fetelor, ziceți-mă o melodie. De aș mai fi... o știți ce pe aia? Ce n-aș da să mai fiu mică? O știi pe aia? Ce n-aș da să mai fiu mică? Sigur știi melodia? Da. Măi, sigur? Iasmin, sigur știi? Da. Încercăm cu Maria Ciobanu? Mai dați-mi un microfon. Am eu microfonul. Ia uite, ia uite. Așa. Iasmin. Mari artiști, ia o lecție extraordinară de la doamna Ciobanu. Mari artiști n-au lacrimi în ochi când cântă, da? E, nu. E, au emoționat. Este idolul ei, Dane. Ce știi tu? Ce știi tu ce emoții are ea acum? Tot avem emoții și... Așa e. Doamnelor, domnilor, e un moment pe viu. Totul se întâmplă pe viu, să nu spuneți că și dumneavoastră aveți lacrimi acum. Și eu. Bravo. Doamne ajută. Mulțumesc. O să ții minte momentul ăsta toată viața ta și când o să ai vreo 87 de ani, o să le spui nepoților: eu am fost cu Maria Ciobanu pe aceea scenă. Bravo! Las pe voi două, doar voi două! Este fantastic! Bravo! Bravo! Noi nu ne-am dat seama!